Hello guys, eu sunt Laura, iar astăzi am să vă spun povestea. Tocmai am primit mesaj cu am ajuns get ready pentru că aștept o mașină care să vină să mă ia, luăm un autocar către New York. Vom face vreo 8-9 ore până acolo, după aia din New York luăm avionul spre San Francisco și începem excursia cu All Friends, dar o să vă povestesc despre asta într-un alt vlog. Acum vreau să vă povestesc cum s-a întâmplat, cum a apărut în clipul lui The Weeknd. Îmi cer scuze, mai trec avioane, ar trebui să... Ei bine, asta nu mă așteptam să zic într-un vlog, îmi cer scuze, trec avioane și trebuie să închid geamul ca să mă auziți. Faza e că eu am mai povestit într-un vlog cum am apărut în clipul lui The Weeknd, dar a fost parte dintr-un Q&A. Mă rog, acum am gândit să fac un clip dedicat pentru că a fost super mega hype pe tema asta în ultima vreme, pentru că o anume pagină de pe Instagram a postat exact informația asta și cu mine și cu poza și de acolo toată lumea a luat o razna. Pentru câteva zile am primit zeci, sute de mesaje în care mă întrebau dacă e adevărat și să povestesc. Ok, cum s-a întâmplat totul? Acum 4 ani, da, am primit un SMS de la agenția mea de atunci, agenția care se ocupa de mine, Emera Models. Astăzi casting videoclip The Weeknd, ora 7:19, să ai la tine costum de baie. Am citit The Weeknd, eram, what is this, a joke? Era greu de crezut. Acum 4 ani el, The Weeknd, nu era atât de cunoscut, dar eu îl știam, mi-a plăcea super mult muzica lui. Lăsați-mă! Și știam cumva cine, doar că restul lumii nu era cunoscut, nu dăduse încă lovitura. Și am zis să... și oricât de tare mi s-ar fi părut toată chestia, n-am vrut să mă duc, pentru că m-am gândit că e în costum. Pentru că m-am gândit că e în costum de baie, în perioada aia eu credeam că sunt mai grăsuță și am zis fuck it, nu o să mă duc, pentru că oricum o să fie zeci sute de fete, o să fie bătaie pe acest rol, dacă chiar se întâmplă, și n-are niciun rol să mă duc. Cam mai târziu, tratarea este foarte importantă, chiar și în mijlocul videoclipului, da. Cred că m-am dus în oraș cu prietenii mei. Eram pe undeva prin centru ca să primesc un telefon, du-te acum urgent la adresa pe care ți-am dat-o, te vor să te vadă acum urgent. Și eram gen, ok, nu știam exact ce se întâmplă. M-am grăbit, am ajuns repede la locația respectivă, erau foarte, foarte multe fete, foarte frumoase, multe le cunoșteam, pe multe nu. Era foarte multă lume acolo, era așa o agitație. Când intru în cameră, în camera respectivă unde se ținea castingul, regizorul, am auzit o voce care spunea "We wanna see Laura Giurcanu next." Și eram gen, ok, eram cumva după un perete. Am intrat, eram gen, hai, și erau acolo regizorul Nabil, care s-a ocupat de clip, un regizor român. Și încă un tip care am aflat mai târziu că era cel mai bun prieten al lui The Weeknd din copilărie, Lamar îl cheama. Și se uitau cumva, ei s-au ocupat de casting și am zis ok și mi-au spus să dansez ca și cum aș fi amețită. Am dansat în lingerie ca și cum aș fi amețită. Și după aia regizorul mi-a zis așează-te, te rog, și uită-te în gol 10 secunde. Și eram gen ok, m-am filmat, mi-au făcut niște poze pe care și le-au postat și ei ulterior pe conturile lor de Instagram. Foarte, foarte tare pozele, pot să pun poza aici atașată. Neki, 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 da, știu, dar mi-a plăcut poza super mult, o consider artistică, nu o consider nici de cum vulgară. Cam mai târziu, gen, mai târziu, cred că fix în seara aia, primesc un telefon și îmi spune tipa de la agenție, gata, ai luat, bravo, filmezi, nu știu, un weekend. Am avut 2 zile de filmare, da, l-am cunoscut, era acolo, evident, pe set. Am filmat la Snagov, la casa unde a locuit Nicolae Ceaușescu și la studiourile Buftea. Am filmat 2 zile de dimineață până seara, eu am filmat seara târziu câte 2 ore, așa în fiecare seară restul zilelor trebuia pur și simplu să fiu pe set. Pentru că eram minoră, sunt niște fete goale oricum la zi când descrie, dar sunt niște fete acolo goale, topless, care au jucat rolurile astea, eu nu aș fi apărut așa niciodată, fără supărare. Dar eram și minoră și nici măcar nu se punea problema să fiu dezbrăcată. Părinții mei au trebuit oricum să semneze niște lucruri că sunt de acord să mă lase în ceva de genul ăsta. Și cam asta a fost, am filmat, l-am cunoscut, el a fost foarte simpatic, ne-am făcut și o poză, bam, 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 și poza undeva aici. Dar după aia
asta e de fapt povestea și mie îmi place tot timpul să o zic pentru că mi se pare incredibil cum funcționează uneori universul. Regizorul Nabil văzuse în aeroport, în drum spre România, acest editorial cu mine pentru Rea Costa și a văzut o poză cu mine rochie de mireasă și a plăcut atât de mult încât a zis, mamă, cine-i fata asta, trebuie să aflăm cine e, să o luăm un videoclip. Și a sunat-o pe Rea Costa, a întrebat-o cine sunt, Rea Costa a dat numărul agenției. Agenția m-a contactat pe mine, deci el practic, așa a fost fanii, pentru că după câteva luni m-am întâlnit cu Rea și am întrebat-o, băi, te-a întrebat ceva de mine? Și am zis, da, m-am sunat niște americani, n-am înțeles nimic, te căutau, am zis că te-au văzut într-un editorial, voiau neapărat să dea de tine. Și mi s-a părut foarte tare și cred foarte mult că lucrurile pe care ți le dorești vin la tine. Dacă ți le dorești destul de mult, n-am făcut nimic în direcția asta, nu m-am dus eu nicăieri, n-am făcut nimic, pur și simplu a venit către mine. Și cred că dacă îți dorești niște lucruri, nu pot să zic că era prioritatea mea să apară în videoclipul lui The Weeknd, dar era ceva ce în subconștient, ascultându-i muzica, evident că îmi doream ca și fată, ca și model, ca și orice. Și mi s-a părut foarte, foarte tare că s-a întâmplat, e o amintire foarte frumoasă, e un proiect de care sunt foarte mândră în continuare, mai ales acum, am fost mândră dintotdeauna, dar mai ales acum când el are succesul incredibil pe care îl are, mă bucur extraordinar de mult că are un videoclip în care apar românce, pentru că toate fetele din clip sunt din România. Și ce pot să zic, nu pot să fiu decât extraordinar de mândră. Asta a fost povestea mea. Abia aștept să pun o grămadă de content din America, pentru că mâine începe excursia în California, vom merge în San Francisco, Las Vegas, LA, Grand Canyon. Abia aștept, sunt mega, mega fericită, mega încântată. Thanks, all friends, pentru că facem asta împreună și sunt super încântată. Vă las toate link-urile de care aveți nevoie pentru excursia în America, pentru The Weeknd, pentru tot, tot, tot. Sunt într-un moment al vieții mele în care... Roxana mi-a dat mesaj, venim California. Și mi-am luat, bine, plin de cremă și machiaj, mi-am luat iPhone 8 și sunt super, super încântată și nu a fost scump, a fost doar cu 50 de dolari mai scump decât iPhone 7. În fine, acum pur și simplu vorbesc lucruri care nu mai au niciun sens. Eu sunt Laura, vă mulțumesc mult de tot că v-ați uitat. Nu uitați să vă abonați la mine și ne vedem cu multe, 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 o grămadă de surprize toamna asta, pentru că am planuri mari. Mulțumesc și vă pup! Și-a pune soarele. Și aș vrea să mai treacă un avion ca să vedeți cum arată, pentru că sunt din alea hardcore, nu sunt din alea de oameni normali, adică de cu care te plimbi. I love it.